Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presei, astăzi Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre care a avut la bază o excepție de neconstituționalitate a articolului 132 cu indicele 9, aliniatele 12 și 15 din Codul de Procedură Penală. Potrivit acestor prevederi, după verificarea corespunderii conținutului procesului verbal și a stenogramelor cu conținutul înregistrărilor, procurorul decide pertinența acestora pentru cauza penală și dispune care comunicări urmează a fi transcrise pe un suport aparte. De asemenea, într-un termen de 48 de ore, de la finalizarea perioadei de autorizare a interceptării și înregistrării, procurorul trebuie să-i prezinte judecătorului de instrucție procesul verbal și suportul în original, pe care au fost înregistrate comunicările. Judecătorul de instrucție se pronunță printr-o încheiere asupra respectării cerințelor legale la interceptarea și înregistrarea comunicărilor de către organul de urmărire penală și decide care din comunicările înregistrate urmează a fi nimicite. Argumentul principal al autorului excepției de neconstituționalitate a fost că prevederile contestate contravin principiului contradictorialității și încalcă dreptul de egalitate al părților în proces, pentru că nu îi acordă părții apărării posibilitatea de a avea acces la înregistrările pe care partea acuzării nu le consideră pertinente și care sunt nimicite ulterior. De asemenea, autorul a pretins că pentru faptul că judecătorul de instrucție decide la faza urmăririi penale care probă trebuie nimicită, el își asumă obligațiile judecătorului care examinează cauza în fond, neavând cunoștință despre probele acuzării și ale apărării. Critica de neconstituționalitate a fost analizată de către curte prin raportare la articolele 20, 26 și 54 din Constituție. Articolele reținute instituie standardul caracterului echitabil al proceselor judiciare și standardul proporționalității restrângerilor exercițiului unor drepturi sau libertăți fundamentale. Curtea a observat că prevederile contestate urmăresc scopul legitim al protecției drepturilor și libertăților altor persoane, precum și împiedicarea divulgării informațiilor confidențiale. De asemenea, Curtea a admis că distrugerea informațiilor considerate ca lipsite de pertinență de judecătorul de instrucție urmărește scopul respectării termenului rezonabil de examinare a cauzei și al economisirii resurselor la etapa finalizării urmăririi penale și, respectiv, a judecării cauzei în fond. Supraîncărcarea dosarului cu informații lipsite de pertinență și inutile pentru soluționarea cauzei ar putea conduce la tergiversarea procesului de judecare a cauzei. Acest fapt poate fi evitat prin filtrarea informațiilor interceptate în cadrul urmăririi penale. Totuși, potrivit jurisprudenței Curții Europene, legea trebuie să detalieze măsurile de precauție care trebuie luate pentru a comunica în mod intact și complet înregistrările efectuate, în scopul unui eventual control al judecătorului și al apărătorului. De asemenea, în jurisprudența sa, Curtea Europeană a reținut că, deși depunerea la dosarul unei cauze a tuturor conversațiilor interceptate de la un post telefonic ar putea încălca alte drepturi, cum ar fi, de exemplu, dreptul la respectarea vieții private al altor persoane, persoane interceptate, trebuie totuși să îi se ofere posibilitatea să asculte înregistrările sau să le conteste veridicitatea. De aici rezultă necesitatea de a păstra înregistrările intacte până la sfârșitul procesului penal și, de o manieră mai generală, de a depune la dosarul de urmărire penală probe
pe care persoana le apreciază pertinente pentru apărarea intereselor sale. Nedivulgarea probelor materiale apărării, care conțin astfel de informații, care i-ar permite acuzatului să se exonereze sau să îi se reducă pedeapsa, ar constitui o negare a facilităților necesare pregătirii apărării și, prin urmare, o încălcare a standardelor procesului echitabil. Distrugerea unor materiale obținute prin interceptarea comunicărilor telefonice poate conduce la imposibilitatea apărării de a-și verifica ipotezele cu privire la relevanța acestora și de a dovedi corectitudinea lor în fața instanțelor de fond. Curtea a admis că pe parcursul urmăririi penale ar putea fi restricționat accesul apărării la interceptările făcute, astfel încât să se asigure eficacitatea urmăririi penale. Totuși, aceste restricții trebuie contrabalansate prin garanții suficiente la o etapă ulterioară, adică la sfârșitul urmăririi penale și, respectiv, la judecarea cauzei în fond. Curtea a observat că prin articolul 132 cu indicele 9, aliniat 15 din Codul de Procedură Penală, legislatorul a atribuit o protecție mai mare dreptului la respectarea vieții private al altor persoane și interesului judecării cu celeritate a procesului penal, în defavoarea drepturilor la un proces echitabil și la apărare al acuzatului. Ca urmare a aplicării prevederilor contestate, ar putea surveni situații în care probele care sunt, de fapt, pertinente pentru apărare au fost distruse la etapa urmăririi penale, iar persoana în discuție este privată de dreptul de a lua cunoștință de probele respective și de a le utiliza în apărarea sa la judecarea cauzei penale. Mai mult, în unele cazuri, se poate întâmpla ca unele înregistrări să nu fie pertinente la etapa urmăririi penale, însă, ulterior, să capete o altă pondere. Instanța de judecată ar putea fi în poziția de a corobora înregistrările efectuate ca unele probe noi, apărute mai târziu. Nimicirea înregistrărilor, conform articolului 132 cu indicele 9, aliniat 15, din Codul de Procedură Penală, împiedică instanța de judecată, cea care judecă în mod nemijlocit cazul penal, să evalueze toate probele și să poată constata relevanța acestora pentru situația apărării, fapt care îl poate priva pe acuzat de dreptul său la un proces echitabil. Curtea a conchis că textul și decide care din circumstanțele, care din comunicările înregistrate urmează a fi nimicite, desemnând persoanele responsabile de nimicire, nimicirea informațiilor în baza încheierii judecătorului de instrucție este consemnată de către persoana responsabilă într-un proces verbal care se anexează la cauza penală, din articolul 132 cu indicele 9, aliniat 15 din Codul de Procedură Penală, contravine articolelor 20-26 în coroborare cu articolul 54 din Constituție. Vă mulțumesc!